În această perioadă, căldura este esențială în sălile de clasă, așa că reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean verifică fiecare unitate de învățământ din Gorj. Inspectorii au demarat controle atât la școli, cât și la grădinițe. În toate școlile, într-adevăr, au fost realizate controle până acum și astăzi există o echipă de control a Inspectoratului Școlar Județean în teritoriu. Ne preocupă, într-adevăr, situația aceasta a încălzirii. N-am avut până acum probleme și nici nu au fost sesizate din partea unităților școlare astfel de probleme legate de lipsa materialului lemnos sau a centralelor care funcționează. Inclusiv la Palatul Copiilor am distribuit o anumită sumă de bani pentru verificarea centralelor și pentru ca cei care merg la Palatul Copiilor să aibă condiții bune pentru realizarea activităților. Existau unele mici probleme în zona Novaci, dar acolo s-a rezolvat. Sunt aproape de pădure și domnul primar a reușit într-adevăr să rezolve problema. Unitățile care au probleme cu asigurarea încălzirii riscă să se trezească cu orele suspendate până la remedierea problemelor.